Așadar, elevii revin în bănci de luni, dar mai multe școli și grădinițe din capitală nu au căldură. Directorii unităților de învățământ din sectoarele 5 și 6 s-au plâns primarilor că se confruntă cu probleme în ceea ce privește furnizarea agentului termic. Ce soluții au acum autoritățile, ne spune colega mea Bianca Ogarcă. Bianca, te ascultăm, ești în direct. Bun găsit! Încă se caută soluții pentru această situație, întrucât, spuneau autoritățile locale, acel ordin comun între Ministerul Educației și Ministerul Sănătății a fost gata cam târziu, susțin unii primari, și totodată aceștia au venit și cu câteva soluții în acest sens. Mai exact, unii elevi care învață în școli ce nu se pot deschide din data de 8 februarie să fie relocați în alte școli. Însă, unii părinți nu sunt de acord cu această variantă. Totodată, o altă soluție o reprezintă containerele în care pot învăța elevii. Vorbim de acele containere care se află în unele școli, în curțile școlilor. Până acum, spre exemplu, 5 unități de învățământ din drumul Taberei se află în continuare în proces de reabilitare, ceea ce înseamnă că nu se vor deschide din data de 8 februarie. În această situație este și școala din spatele meu, unde principala problemă este agentul termic. De asemenea, și anumite grădinițe din sectorul 5 în momentul de față nu au căldură, iar reprezentanții grădinițelor au făcut apel către autoritățile locale să găsească cât mai repede soluții, astfel încât micuții să nu fie nevoiți să vină la grădinițe în frig. Așadar, rămâne de văzut care vor fi cu exactitate soluțiile găsite de autorități. Cert este că și la această oră încă se fac verificări și controle în anumite unități de învățământ.